2 Corinteni 10. Eu, Pavel, vă rog prin blândețea și bunătatea lui Hristos, eu, cel smerit, când sunt de față în mijlocul vostru și plin de îndrăzneală împotriva voastră când sunt departe. Vă rog dar să nu faceți ca atunci când voi fi de față să alerg cu hotărâre la îndrăzneala aceea pe care am de gând să o întrebuințez împotriva unora care își închipuie că noi suntem mânați de firea pământească. Măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpentăriturile. Noi răsturnăm iscodierile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Îndată ce se va sfârși ascultarea aceasta din partea voastră, suntem gata să pedepsim orice neascultare. La înfățișare vă uitați, dacă cineva crede că este al lui Hristos, să aibă în vedere că, după cum El este al lui Hristos, tot așa suntem și noi. Și chiar dacă m-aș lăuda ceva mai mult cu stăpânirea pe care mi-a dat-o Domnul pentru zidirea voastră, iar nu pentru dărâmarea voastră, tot nu mi-ar fi rușine. Zic așa ca să nu se pară că vreau să vă înfricoșez prin epistolele mele. De fapt, zic ei, epistolele lui sunt cu greutate și pline de putere, dar când este de față, el însuși este moale și cuvântul lui n-are nicio greutate. Cine judecă așa să fie încredințat că așa cum suntem în vorbă în epistolele noastre când nu suntem de față cu voi, așa vom fi și în faptă când vom fi de față. Negreșit, n-avem îndrăzneală să ne punem alături sau în rândul unora din aceia care se laudă singuri. Dar ei, prin faptul că se măsoară cu ei înșiși și își pun alături pe ei înșiși, sunt fără pricepere. Noi însă nu ne lăudăm dincolo de măsura noastră, ci de măsura marginilor pe care le-a însemnat Dumnezeu câmpului nostru ca să ajungem până la voi. Nu ne întindem prea mult ca și când n-am fi ajuns până la voi, căci, în adevăr, până la voi am ajuns în Evanghelia lui Hristos. Nu ne lăudăm peste măsura noastră, adică nu ne lăudăm cu ostenelile altuia, ci avem nădejdea că, dacă credința voastră crește, va crește și câmpul nostru de lucru între voi nespus de mult după măsura noastră. Așa că vom putea propovădui Evanghelia și în ținuturile care sunt dincolo de al vostru, fără să intrăm în câmpul de lucru al altuia ca să ne lăudăm cu lucrarea făcută de-a gata. Ci oricine se laudă să se laude în Domnul, pentru că nu cine se laudă singur va fi primit, ci acela pe care Domnul îl laudă.